Bună ziua la toată lumea! Aici am o rețetă pentru vegeta de casă. Se vede acolo, aici am măcinatul mai mărunt, aici un pic mai mare. Asta nu contează, fiecare cum decide. Vreau să vă spun că este o rețetă foarte bună, foarte gustoasă, mai ales că toate legumele sunt organice, sunt din grădina mea. Foarte bine ca fiecare să-și crească în grădinuța lui un strat, două acolo, cât puteți, contează foarte mult ce creștem noi la noi acasă. No, aici este rezultatul. Dar o să vă spun și ingredientele și pe parcurs o să vă arăt cum am procedat. Ceapă, praz, e foarte bun și prazul, gulii, eu am pus turnip care, la fel ca guliile, frunza e diferență și puțin, unele sunt mai iuți, puțin, foarte puțin. Ardei roșu, gras, sau galben sau verde, eu am pus capia, de care este, pătrunjel verde, se poate și pătrunjel cu rădăcină dacă aveți, sigur, leuștean, păstârnac și morcov. Vreau să vă spun că ceapa am uscat-o în cuptor, la cea mai mică temperatură, la cea mai scăzută temperatură, pentru că afară, pe calorifer, a început să miroase și mai tare în casă, așa că ceapa am uscat un cuptor, dar restul legumelor pe calorifer și o să vă arăt un filmuleț cum am procedat cu câțiva ardei. Bine, acolo am puțin, dar cu toate legumele care le-am avut și le-am uscat, le-am pus în strat destul de gros, am pus șervețele deasupra. Am pus șervețele, apoi legumele, după aia iară șervețele deasupra să nu se puie praf. Așa că urmează să vă arăt vegeta cum am procedat eu. Cum se usucă? Deci am spus pe calorifer, dar caloriferul să nu fie fierbinte, să fie călduț numai. Așa funcționează foarte bine. Nu-mi place la fierbinte să usuc pentru că nu. Se cam duc vitaminele. O să vă arăt aici cum am procedat. Toate alelalte suscate. Încă am mai găsit ardei care l-am curățat și l-am tăiat și l-am pus aici. Așa am pus pe tot caloriferul șervețel și am pus legumele. Le-am acoperit înapoi cu șervețel să nu se puie praful și atunci m-am uitat la ele când au fost uscate. Nici nu prea trebuie învârtite, că ele așa de bine se usucă. Da, încă mai luat semințe din ele, din gogoșare, să pun pentru grădină. Da. Deci așa am făcut cu toate legumele, l-am spus în afară de ceapă, care am uscat un cuptor la temperatura cea mai mică. Le-am amestecat aici, da, și morcov. Nu, am uitat să vă spun și de morcov, sigur. Morcovul e foarte important. Mai spun o dată ingredientele. Deci ceapă, praz, gulii sau turnip, care sunt în America, ardei gras, eu am pus capia, puteți să puneți și ardei gras galben și verde și roșu, de care vă place, pătrunjel verde, leuștean, păstârnac și morcov. Și eu am pus cantitate de morcov destul de mare și de gulii și restul așa după ochi. Se vede. Acum o să vreau să le macin. Le măcinați cât vreți de mărunt. Le pot măcina prin mașină de cafea sau ceva blender dacă aveți mai bun și macină bine, sigur. Dacă vreți să puneți sare în el, dacă nu, fără sare, o să vă arăt după ce termin să le macin. Am vrut să vă mai zic că e atât de bună și nepoții mei mănâncă
pâine cu vegeta, pâine unsă cu unt sau cu untură după bacon sau o untură de pui sau de rață. Zice micuțul, îmi spunea, bunii vreau pită cu gheta, nu cu vegeta. Asta e sănătoasă pentru că, nu știu, probabil că majoritatea știu că vegeta din cumpărat conține monoglutamat de sodiu, care e foarte periculoasă, nu periculoasă, foarte periculoasă. Are un gust deosebit, un gust bun și care, din păcate, pun în toate mâncărurile aproape. Citiți pe etichete și o să vedeți unde scrie monoglutamat de sodiu. Așa că eu nu-mi place să folosesc din aia, prefer să îmi fac timp, să îmi fac vegeta de casă, care e cea mai sănătoasă și mai ales aveți din grădina voastră. E super. Faceți o grădinuță cu un strat acolo, două, dacă nu aveți mult teren, și puneți-vă de toate și o să aveți tot ce e sănătos, tot ce e bun, bio sau organic, să creșteți. No, dragilor, am început să macin vegeta de casă care am făcut-o eu. Așa că am aici un blender care eu am început deja să macin. Pun de aici. Așa. Aici. Depinde cum e blenderul de mare, de puternic. Așa că o să închid. Nu pot cu amândouă mâini, uit cu o mână numai. Așa. Am închis și punem la măcinat vegeta. O să vă arăt acum. Uite aici. Așa golesc. Uitați ce culoare frumoasă are. Se macină cum vreți de tare. Aveți o rușniță și vreți mai bine, mai mărunțită, dar eu sunt mulțumită. Sunt tare mulțumită așa. Și am un borcan cu capac unde o pun aici, așa, uite, și sunt, bine, eu o pun direct, dar am pus în farfurie ca să vedeți, să vă arat. Eu sunt foarte mulțumită și așa de bine miroasă, ce să vă spun. Și mă gândesc că e și foarte ultima tură. Ce să vă spun, cât de ușor și cât de bine se face. Foarte bine, numai să vrei. Cine vrea, cine dorește, numai să vrea. Acum să vedem cum o să procedez. O să pun și sare într-o parte, nu mult. O să pun și fără sare, o să le țin în borcane de sticlă, așa, cu capac. Nu o să pun multă sare, doar când își pune cineva pe o pâine cu unt sau cu untură de rață sau de găină sau de care vrea, atunci e bine să aibă și un pic de sare, așa, pentru un gust mai bun. Dar vă spun, e super delicioasă. Mirosul nu pot să le explic, nu. Așa că vă îndemn să vă faceți vegeta de casă. Mi se pare cea mai eficientă. Așa pe uscat. Să se macine, să se usuce și v-am spus cum le usuc, pe calorifer le-am pus, caloriferul nu fierbinte, doar călduț. Sau un cuptor la temperatura cea mai mică, care are cuptorul. Sau dacă aveți aparate din alea de deshidratare, iar eu am spus cum am procedat pe calorifer, numai ceapa am pus-o în cuptor la temperatura cea mai mică, că am pus-o pe calorifer, dar ies așa un miros în casă de ceapă, că fiica mea mi-a spus, mami, fă ceva. Așa că am pus-o în cuptor, ceapa. Restul le-am uscat pe calorifer toate.
S-au uscat în câteva zile foarte bine. Am pus pe șervețele din alea Pepper Tower, așa lungi, cât caloriferul. Am tăiat, adică le-am desfăcut și am pus deasupra, am pus legumele și deasupra am pus șervețel. Și vă spun că am pus într-un strat destul de gros, nu așa, numai un rând așa de legume. L-am pus destul de gros, l-am pus cu mâna așa, știți? Și l-am așezat și în câteva zile s-a uscat. Ei nu n-o trebuie să le mestec. Am pus deasupra, iar le-am acoperit ca să nu se puie praful și aici este rezultatul. Finit. Mie tare mult îmi place și așa mi-e de drag să știu că am făcut cu mâna mea ceva bun, gustos și sănătos totodată. E bun în orice mâncare. Mărar n-am pus pentru că mărarul nu se pune chiar în orice mâncare și am mărar separat și uscat și la congelator, așa că pot să pun în mâncare din ăla când am nevoie de mărar. Restul, toate legumele, cum vine la rând. Am spus ce legume am pus, așa că vă doresc spor la făcut de vegeta, vegeta cea mai gustoasă, zic eu. Și cu ajutorul Domnului am terminat. Așa că eu vă zic la revedere și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Și cine dorește să deie like, subscribe, share, să vadă și alții, m-aș bucura. Domnul să vă răsplătească la toți care faceți lucrul ăsta. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și vă doresc ca încă o dată Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ceea ce aveți nevoie și mai mult decât atât mântuirea sufletului. Amin.